Ișnicova, știți, Marlen antrenor, antrenor la Ajax. Da. Și zice că se duce într-un bar și când intră în bar, îl prezintă la echipă, se duce acolo și când intră într-un bar, hop, băieții de la Ajax, marele Cruyff, Rep, Neskens și așa mai departe. Și îi serveau și eu berică tot, dar în atmosferă civilizat. A doua zi, zice, de dimineață, antrenament. Ea liniază pe toți, hai noroc, ieri am avut timp să ne cunoaștem foarte puțin, astăzi eu sunt Ștefan Cova, ce antrenor cu tare, Cruyff ridică mâna și zice, împărate, aș vrea și eu să spun două cuvinte, știi? Da. Și zice, bă, cred că ăsta vrea să-și ceară scuze că ea, da, zice, spune. Nu, te-am văzut aseară că nu, zice, asta e ceva firesc pentru noi la club să mai mergem să așa, dar vreau să-mi cer scuze că n-aveam cravată. Că zice, noi când mergem să bem, nu bem așa îmbrăcat la tricou cu mânecă scurtă sau la polo sau la astea, noi de obicei așa, să făcuse calțe cu tare și am vrea să încerc scuze, zice, eu cu Rep, cu băieții ăștia, cu Neskens, cu cine mai erau acolo, nu aveam cravata la noi și ne cerem scuze. Alte vremuri. Da, un antrenor român la Ajax, într-adevăr. Da. Bine, sigur. De fapt, stai, Kovac era de unde? Târgu Mureș, cumva? Era de-al nostru. De-al nostru, îl punem de-al nostru. Fratele lui Nicolae Kovac, component al primelor naționale în României. 30, nu știu dacă în 30, dar 34-38 Nicolae Kovac, când ne-am dus de 3 ori, îți vine să crezi? Da. Bravo. Da. Am fost prezent peste 20 de ani și ea o să povestească cum povestești tu. Și aduc aminte de tine. Răbdare, să avem puțin răbdare. Ăla bunicul, ăla. Exact. Avea față de jucat. Maică. Da, maică de jucat table. Pe vremea mea. Sper că te menții bine, nu faci de astea. Păi la ce dietă ține și la cât faci? Da, exact. La dieta pe care o servez. Deci am ajuns subiectul, cum ar zice Naimie, am ajuns subiectul lumii tale. Uleu, e ziua Naimie zilele astea. La mulți ani. Da, undeva în martie este născut, nu mai are voie să pună sare în mâncare, pentru că are o vârstă și el spune, dar eu pun în continuare, soția mea nu știe, și eu pun puțină sare, știi? L-au întrebat, Naimie, mai pune sare în mâncare? Nu mai mă lasă nici medicul și nici soția, dar eu pun în continuare sare în mâncare. toarnă dumnealui. Ce făceai la Sevilla, de exemplu, în 86? Nici nu eram născută. Vezi ce simplu e să răspundă? Nu era, nici eu nu eram născută. Eu sunt născută în 89, la Revoluție. Bine, înainte. Eu eram născută, dar am fost, cu toate astea, am fost pe Ramon Sánchez Pizjuán. Ia uși, frate. M-am dus, am vizitat Sevilla și i-am adus lui Stejerean, nu, lui Oanei Moșneagu. Am adus, aveam acasă iarbă de acolo. De fapt, stai că am văzut niște imagini. Aia e din poarta ala. Și ce-a întrebat? Auzi, unde să vând astea, zici? Zice, nu există un supermarket, un ceva de marketing, nu. Tu știi ce am eu acasă? Am niște mici de tenis. Niște mici? Mai! Aoleu, la ce ți-e gândul? Apropo, la mulți ani, mă, micilor, știți poza de pe Facebook. De astăzi, da, mă, și unul fac niște, scuză-mă. Și mai e un banc, apropo de asta, că acum sunt cu bancurile. Răzvan, de la tine am moștenit treaba asta, cu Răzvan, operatorul. Bank Show, ediția cu numărul 2. Bărbații, știi, acum pe 1 martie, fericiți că au scăpat de 1 martie. Urmează rapelul. Da. 8, știi? Da. Na. Bine, nu l-am zis bine. Zi de mingi. Voi știți să-l știți. Da, am niște mingi de tenis de la Roland Garros, când a jucat Simona Halep cele două finale, pe una a pierdut-o pe altă. De la mama lor, de acolo și da, semnate chiar de ea, știi? Astea se vând pe internet, știi? Da. Mi-a făcut cadou un bun prieten. Și, mai am una și de la Wimbledon, că mă ceartă acum, sigur o să mă certe după. Băi, n-ai zis de aia, de la Wimbledon. Deci am și de la Roland Garros și de la Wimbledon. Le am acasă, le păstrez așa, știi? Apropo de iarba de care vorbeai tu, că nu o găsești la magazin. Voi aveți din astea? După stadioane, după... Da. Mi-am luat așa suveniruri când am fost la... Da. Da? Da. Bine, ăia tot după ce vizită. Și mi-am luat și eu un fular, ia uite cine a fost, frumos. Dar nu mai știu când. Toți băieții, au gândit să faci turul stadionului și să ieși prin magazinul de prezentare. Bine, de ce oare? Da. Adică nu te-o să fac și eu ușiță să ieși. E o logică în tot. Au gândit-o... Da. Așa e, da. Da, deci am fost și acolo, în Sevilla, pe Ramon Sánchez Pizjuán. M-am făcut poză și toate cele, așa. Dar dacă ar fi să trăiți un moment din sportul nostru, oricare, nu contează. Pe care să-l trăiți, da. Și de dinainte, nu numai, păi stai bă, Nenicule, că ai venit în 30. 10-le Nadiei. Și să fiu chiar acolo, la Montreal. Da, dar sunt prea multe, știi? Ei, unul ai voie, că e ca pe insulă pustie, e un singur lucru. Uite, eu m-am gândit, de exemplu, să fi trecut cu vaporul de pe Conte Verde când au plecat ei în 1930, l-au făcut ei 3 săptămâni până în Uruguay. Nu? Cătălin. E bun că mă gândeam. Și a tras un minge, a zis că au tras mingea și au dat-o în ocean. A, da? Da. Ce fain. Și unul vrea să arunce după ea și au făcut bășcălie. Bă, ce fa mai actual, mai actual. E plin de istorie. Păi toată lumea zice Sevilla și astea, dar asta cu Nadia e bună. Sau meciurile alea din Mexic, mondialul din 70. Când ziceau Dumitraș. Foarte mișto.
Da. Lumitraj. Acolo să când... prinzi un Pelé pe stadion, a, gândește-te corect. Și tu. Corect. Păi, să cine e ăla, era să zic mic și negru, ăla ne... Pelé, de exemplu, în 1959, când avea... Te susțină, nu se supără. Pelé, când avea 19 primăveri, în 1959 și era campion mondial în Suedia, în 58, unde, bineînțeles, toată lumea știe Garincia, Didi, Vava, Pelé, Zagallo, că dacă nu știa asta, așa, Gialbașadu, la 19 ani a jucat în 103 meciuri într-un an. Faceți socoteală și nu s-a plâns niciodată cum se plâng fotbaliști. Da, sunt multe meciuri. 103 partide într-un an. Dacă împarți 365, el avea un meci la 3 zile. La 3 zile, cam. Dar cum era pe atunci să joci în America de Sud, zbura în Europa și așa mai, cu avioanele alea cu elice, de trăgea unul ca la Drugbă până pornea. Da. Și uite că nu se mai plângeau. De ce te râzi, Roxana? Da. Tu unde ai vrea, de exemplu? La ce? Eveniment sportiv important. Ai voie și de pe YouTube, că nu trebuie să-l fi trăit neapărat, adică poți să te duci... Și, asta mă, care să nu aibă neapărat legătură și cu România, nu? Da, nu! Uite, la o olimpiadă aș vrea, da, aș fi vrut să merg. Toți sportivii asta spun, că există campionate europene, da, mondiale, da, da, olimpiada... Olimpiada, olimpiada, da. Da, olimpiada, da. Da, da, olimpiada de chimie. Las că vorbim olimpiada, după. Olimpiada de matematică. Corect, dar acum aveți nici că nu mai e din 4-4 de box, ani. Iarăși, susținute de Muhammad Ali cu Frazier și Foreman. Uite cât de frumos vorbește. Păi, ea nu poți mă mama, susține. Mama, alea au fost mega la emisiune, susținute mega susținute, da, da, da. Cum e cu boxul, că tu știi. Da. Trebuie să mă înveți cum și să lovesc. Vă puneți și cască din aia? Nu. Nu. Ah, păi dați așa doar. Auzi? Dar în găleata aia tu mai duci mai scuip? Găleata. Aveți acolo găleata, așa, boxerii. Ce găleata? No. Ah, găleata. No. Dar strigă în colțul roșu, ești îmbrăcată sau în albat. Dar la ce box te duci tu? Dar nu mă duc la gale, doar mă duc să mă antrenez de adică plăcere. Nu am un ring, măi. Și nu zice de North Carolina sau de unde ești tu? Dă-n târgul Ocru, dă-n târgul frumos. Dă-n târgul frumos, venită în București. Ha. Câte kilograme? 55. 55 de kilograme în colțul roșu, nu zice? Nu. Păi dar nu mă duc la gale. Am nevoie prezentat de niște galerii din, da? Da, de kickboxing. De foarte, super tare experiența. Da, știi că stai și te gândești. Oia răi acolo lângă tine? Oia răi lângă, foarte mișto să-i vezi plin de sânge. Dar coboară microfonul ăla de sus. Și uite, o întâmplare mai urâtă, la una dintre gale, că am prezentat, cred că două, nu mai știu. Oricum, la una dintre ele, stăteam în afara ringului, în interiorul ringului avea loc meciul, da? Și știu că am fost stropită cu puțin sânge. Eu dau detalii și de genul acesta. Băi, se întâmplă, știi cum e? Sunt riscurile meseriei, știi? Eu prezentam gala, mi-așteptam rândul nu să fiu bătută, ci să intru. Dar de ce nu încercați, mă, mică, cu șah, table, go, scrable? Da, încercam și cu din astea. Piticot. Da, da. Și îmi mai place foarte mult. Ia, stai că s-a mai scoașul. Asta da. Da, este colegul foarte... nostru, Valentin Budnar, da, care în primii, da, nu știu, da, da. Uite, ai putea să-l inviți într-una dintre dimineți, da, să vorbiți despre scoaș. Să nu vină să ne pune să ne alergăm pe ei. Pandurul e cel mai tare jucător român din de scoași, da? Bașarab din Căpandură. Da, 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 am auzit. Da. Sau unul dintre cei mai tari. Peste puțin timp o să fiu și eu acolo. Dar ăsta nu-i sportul ăla de alergi ca nebun, așa, adică ești de acolo, tu mi-e fia după două. Da, rău de tot, da. Că te bagă într-o... Consum foarte, foarte mult. Lovești, practic, mingea într-un perete, nu? Bine, Vali știe să explice mai bine, clar. Dar eu așa am văzut. Avem o surpriză pentru voi, nu mai te râde. Adică în sensul că... Este un cadou. O floare poate nu se face primăvară, dar măcar încercăm să mai îmbunăm. Să-i mulțumim colegului nostru Silvic. Bine, Silviu! Da? Ia, rugămintea este, dacă se poate, numai puțin, să vedeți că este îmbrăcat în sfârșit prima dată adecvat vârstei lui. Că vine cu niște tricouri găurite și... E cu pandemie, da. Ia, uite, frumoasă. Și remarcați încă o dată, vă rog, că nu are... Ai blugi tăiați, mă? Nu, nu sunt tăia bun. Tăia bun, ea de baie. Nu mai vine cu blugi tăiați cu... Da, să rămână încă o dată, Silvi, că el ne-a ajutat ca în fiecare zi să avem... Un băiat galant. Doamne ajută! Da. La nimic? Nimic. După. Am înțeles. După. Așa, să-ți spui câte minute mai avem. Câte vrem noi. Mai avem? Nu, mai avem puțin. Zim. Am și eu un cadou pentru fete. Oh, dar să știi că pentru tine nu am niciun cadou. Nu m-am gândit la tine. Hai, cadoul tău suntem noi aici. Facem de ziua bărbatului. Sau mâine. Când e ziua bărbatului? Mâine. Stai să se schimbe puțin cadrul. Să se vadă cum mă duc. Ia, schimbați pe mine, de exemplu. Hai de așa. Stau eu ca fazarul în timp ce ele își dau cadou între ele. Așa, ca o bătrână ce sunt. Ce avem acolo? E ceva de mâncare? Nu e mâncare, măi. Cărți, mă, ce să ne dea camii, mă, ce ai, camii de cărți. Am fost la librărie zilele trecute și m-am gândit la un cadou pentru fetele, pentru colegele mele și am pus ochii pe această carte. Se numește
cum să atingi perfecțiunea în sport, dar titlul principal este Cei mai buni. Este o carte scrisă de jurnalistul sportiv Matthew Seed despre mari personalități din lumea sportului și despre valorile pe care trebuie să le ai, da, pentru a ajunge numărul 1, pentru a avea succes. Are poze? Are poze. Dacă n-are poze. Cu mare drag m-am gândit la voi și am zis să mă îndrume în această carieră a noastră. Auziți? Uite-mă, și cu dedicație. Bravo. Și sloganul de la Antena Sport, locul tău preferat este locul 1. Nu vă bucurați, că vă bucurați degeaba. Și cu asta am terminat. La următoarea, la proxima întâlnire, ca să vorbesc și frumos, rezumat tată ce ai citit. Doamna, trebuie să ne mai vine la tine la emisiune. Da, un fragment care mi-a plăcut foarte tare din carte. Te rog frumos, să ascultăm, să terminăm. Stai să-mi iau rămas bun, da? Încă o dată să rămână mii de mulțumiri, să avem o primăvară frumoasă, caldă, să scăpăm de COVID. Da, și la mulți ani tuturor femeilor, că n-am apucat să le spun. Corect. La mulți ani. Și ce se urează la voi? La cât mai puține bâlbe în direct. Hai să terminăm cum nu s-a mai terminat. Mulțumim încă o dată colegilor de la Antena Sport. Și acum ia un moment cultural, literar, artistic. Vă rog, spuneți. Dă-i textul. Băgați și un pic că muzică. Eu am citit cartea asta. Ai moi, nu e chiar așa, nu suntem la cenacul Flacăra. Eu am citit cartea asta acum ceva timp și recumpărând. Lasă-mă de citatul. Așa, am amintit de citatul ăsta și de asta că am... Liniște. Zice așa, vorbește despre Muhammad Ali, da? Zice așa, doar un istoric lipsit de imaginație nu l-ar număra pe Ali printre personajele culturale cele mai influente din secolul trecut. A fost un sportiv care a avut conștiință, un bărbat ale cărui dorințe de a îndrepta nedreptățile societății americane l-au condus pe multe drumuri, atât luminoase cât și întunecate. În viața sa putem zări complexitatea morală a unei epoci de mari transformări în istoria modernă a Statelor Unite ale Americii, dar și povestea unui băiat dintr-un mic oraș care, în ciuda tuturor probabilităților, a zguduit lumea. A fost imperfect și a făcut greșeli. A fost curajos și atât de frumos. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!